expozanți din Ungaria, Serbia și România vor fi prezenți la Salonul Mirilor, eveniment organizat de Camera de Comerț din Timișoara în perioada 22-24 februarie la Centrul Regional de Afaceri din Bulevardul Eroilor. De dragobete, îndrăgostiții vor spune da pentru o zi într-un decor deosebit și, bineînțeles, vor avea un certificat de căsătorie, tort, șampanie, fotografii, iar cei norocoși o cină romantică. Sâmbătă, la ora 15:30, unde vă așteptăm și pe dumneavoastră, mirii din partea Camerei de Comerț au parte de surprize, au parte de un tort din partea organizatorilor, au parte de multe alte surprize în toată această perioadă și s-ar putea și de niște martori care iarăși nu pot să vi spun acum o surpriză pentru dumneavoastră la deschiderea expoziției. În ediția de anul acesta, care este cea de-a 8-a, vor fi prezente 100 de firme care vor expune produse specifice, îmbrăcăminte, accesorii și servicii de nuntă. Vor fi și prezentări de modă, demonstrații de hairstyling, dansuri de societate și mult vals vienez în ceremonia de deschidere.